Printr-un eveniment de excepție a fost marcat jubileul 70 de ani de program în limba română, care a debutat printr-o expoziție de port popular, prăjituri, în organizarea asociațiilor de femei din localitățile noastre și a pictorițelor naive, care au depus un efort deosebit pentru ca marcarea celor 7 decenii de activitate să aibă un farmec aparte. Cu mare bucurie am acceptat invitația lor și iată ne-am prezentat cu portul nostru de la Uzdin, ca de obicei, fiindcă aia ne este tema și promovarea portului din Uzdin. Am mai adus cusături și năticași, străiți, păpuși îmbrăcate și mai mari și mai mici, diferite porturi și iată am adus și un tort în formă de radio. Le mulțumesc din suflet, sunt o ascultătoare fidelă a Radio Novi Sad, îl ascult în fiecare zi, îmi place tare mult toate emisiile, îmi place mult că e muzica populară românească. Evenimentul a continuat prin lansarea monografiei 70 de ani ai redacției programului în limba română, la care autorul volumului Lucian Marina a scos în evidență câteva aspecte deosebit de valoroase în legătură cu activitatea redacției.